Val de aer polar de florii, meteorologii anunță că vremea se va răci considerabil, vor fi diferențe de până la 18 grade între zilele de sâmbătă și duminică. Directorul ANM, doamna Elena Mateescu, este în legătură telefonică directă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la știri, doamna Mateescu. Așadar, cum o să fie? Zilele acestea am văzut temperaturi destul de ridicate, iar duminică se răcește brusc. Într-adevăr, până sâmbătă, mai ales în partea de vest, sud, sud-est a țării, vorbim de o vreme deosebit de caldă și dacă astăzi vom conta pe valori de temperaturi maxime de până la 22, posibil 23 de grade Celsius, mâine deja vorbim de 25 de grade Celsius, iar aceste valori vor rămâne de interes pentru ziua de sâmbătă doar în partea de sud, sud-est a țării, pentru că în jumătatea nordică deja valorile de temperaturi vor fi în scădere, maximele nu vor depăși 14-15 grade Celsius, va fi mai rece decât ar fi normal pentru a doua decadă a lunii aprilie. Vorbim de înnorări, mai ales în partea de vest, centru, nord, nord-est a țării. Iar ziua de duminică, într-adevăr, valorile de temperaturi vor scădea în majoritatea regiunilor, vorbim și de precipitații pe arii extinse. Temperaturile maxime se vor situa în general între 2 până la 12 grade Celsius, iar minimele între minus 3 până la 5 grade, inclusiv în capitală. În următoarele zile vorbim de valori astăzi, de pildă, la 20-21 de grade, mâine contăm pe 23-24 de grade, de asemenea sâmbătă 22-23 de grade, iar duminică doar 7-8 grade Celsius. Diferențe foarte mari. Aș vrea să vă rog să ne spuneți, din datele pe care le aveți în acest moment, cum arată vremea și săptămâna viitoare, pentru că știți, în perioada asta românii spun în felul următor. Vremea de Paște va fi exact cum a fost și de florii. Pe hărți, ce se vede, doamna Mateescu, în momentul acesta? Nu mai este o regulă și din punct de vedere meteorologic, însă săptămâna viitoare va debuta prin valori de temperaturi ce vor caracteriza o vreme rece, mai ales în regiunile extracarpatice, pentru că începutul săptămânii și mai ales primele două zile, din nou valorile maxime se vor încadra între 3 până la 12 grade, după care începând de miercuri, joi, vineri, vom conta din nou pe valori care să depășească 18-19, chiar 20 de grade în partea de sud-vest a țării. Până la sfârșitul săptămânii rămânem în același ecart al valorilor de temperaturi. Pentru ziua de duminică, sărbătoarea Sfintelor Paști, de asemenea valori cuprinse între 10 până la 18-19 grade. Da, sunt și vești bune așadar. Mulțumesc foarte mult pentru...